Amintiri cu și despre artiști plastici. Emilene, această expoziție dedicată creației lui Mihai Hora vine cumva în prelungirea intereselor tale culturale, vizuale, care se învârt cumva în jurul maestrului Paul Gherasim și a grupării Prolog și dincolo de această relație specială cu membrii grupării Prolog, apare și Mihai Hora foarte bine ancorat într-un același gen de problematică vizuală. Da, însă, de fapt, Galeria Română își propune anul acesta, pentru că este an centenar și trebuie să sărbătorim acest eveniment extraordinar pentru România. Galeria Română își propune să facă anul acesta câteva evenimente, din punctul nostru de vedere foarte interesante, pentru că vrem să scoatem în evidență o seamă de artiști care credem noi foarte importanți pentru pictura românească modernă, contemporană, adică cei care considerăm noi că reprezintă pe deplin cu mândrie România. Și această expoziție este unul dintre evenimentele importante pe care noi credem că le putem găzdui aici. Amintiri cu și despre artiști plastici. Mihai Sârbulescu, mi se pare mie, sau pictorul Mihai Hora a însemnat cumva un reper în existența ta artistică? Încă din studenție și până în clipa de astăzi, Mihai Hora a fost și este cel mai important reper în pictura românească contemporană. A fost pictorul pe care l-am admirat cel mai mult. 2. Mihai Hora este maestrul mondial al contrastului calci rece. Iohannes Itân a împărțit bucătăria pictorilor în contraste, închis-deschis, clar-obscur, adică complementare, contrastul de saturație și contrastul cald-rece și așa mai departe. În toată istoria artelor, contrastul cald-rece aplicat în litera lui, după Iohannes Itân, hai să zicem în felul acesta, Mihai Hora este unic. La capitolul clar și obscur, închis-deschis, maestrii mondiali avem foarte mulți. Începând cu Altamira Lascaux din Caverne, continuând cu mozaicul roman, Velázquez, Goya, Rembrandt, Caravaggio. Bătaia peștelui era la contrastul de închis și deschis. Deci aici, repet, avem foarte mulți maestri mondiali, toți egali în mărime și formidabili. Deci pentru unicitatea demersului său, Mihai Hora reprezintă nu numai pentru arta românească, ci și pentru arta internațională. Cu siguranță, cu siguranță. Da? Iohannes Itân ar confirma această mare performanță. Nu are egal la capitolul acesta. Punctul 3, să spunem, a practicat o pictură abstractă. S-a decis pentru pictura abstractă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că totul e pe față. Nu e nimic ascuns. Pictura abstractă pune totul în față, nu te păcălește. Nu te păcălește. Vezi o imagine și aveți un comentariu. Ah, cățelul din prim plan adulmecă atmosfera, înseamnă că vine un ruah așa și să te explice comentatorul ce se vede. Aici deci nu trebuie să te explice nimic. E pură pictură. E pură pictură, e cel mai generos. Pictura figurativă este o artă interdisciplinară, pictură și cuvânt. Pe când aici, cum bine ai spus, este numai pictură. Și din punctul ăsta de vedere, ce se vede, aia e. Roșu, nu un roșu sau un galben, nu este o imitație de roșu sau de galben, așa cum cățelul pictat este o imitație de cățel. Roșul ăla e chiar roșu, e concret. Sau un pătrat, nu e imitație de pătrat, e chiar un pătrat. Din punctul ăsta de vedere, am pins ce? Purismul, puritatea aceasta. N-a vrut să ascundă pictura înapoi a obiectelor, cum spunea Kandinsky. Amintiri cu și despre artiști plastici. Monica Andronic, o expoziție Mihai Hora recent deschisă la Galeria Romană, ne pune într-o relație specială cu un artist care, aș spune că n-a fost niciodată suficient de bine cunoscut, cel puțin pe piața românească de artă, și galeriile de artă, chiar muzeele nu și-au deschis încă suficient brațele nici pentru el, nici pentru cei din generația sa. Sunt perfect de acord cu
ceea ce spui, Roxana, și expoziția vine să demonstreze cumva ceea ce spui. Mihai Hora este, după părerea mea, unul din cei mai mari pictori abstracți români. Un pictor, într-adevăr, care nu a fost descoperit la adevărata lui valoare. Și vedem aici, de fapt, o lecție de pictură. Care pornește cu partea sa figurativă. Care pornește, exact. El este eleva lui Dărâscu și a lui Camil Resu și, având o școală foarte solidă de pictură, evident, cu așa profesori, dar el nu se oprește aici. El devine foarte interesat de... A făcut facultatea în București. După terminarea facultății, însă, el... merge prin toată țara, lucrează în atelierul lui Mati Stoici de la Brașov. Se simte o influență. Și se vede perioada aceasta de influență foarte, foarte puternică în unele dintre lucrările lui. Apoi îl descoperă pe Ciucurencu, care îi devine într-adevăr maestru și vedem lucrări din anii 50, din anii 60, cu foarte, foarte multe influențe de la Ciucurencu. Da, și prin schimbarea cromaticii. Exact. Și el dezvoltă foarte mult partea asta de contrast dintre cald și rece. E foarte interesant de cumva de construcția aceasta a pânzei, a materialității pânzei și ducerea studiului către culoare. Și lucrările de pe pereți demonstrează foarte bine acest lucru și, de fapt, nivelul la care a ajuns. Da, pentru că a ajuns la un artist de la începuturi până la finalul vieții. Mă și gândeam atunci când panotam expoziția care oare dintre perioadele lui este cea mai bună și nu pot să fac așa un clasament, pentru că fiecare din perioade și influența tuturor maestrilor pe care i-a avut a lăsat capodopere, după părerea mea. Deci fiecare din perioadele lui e o perioadă bună. Ați urmărit Amintiri cu și despre artiști plastici, emisiune realizată de Roxana Păsculescu.